Arăți foarte fericiți. Aveți și motive. Da. Dacă e 15 mai, este Ziua Mondială a Familiei. Și dacă este Ziua Mondială a Familiei, la Petroșani, întotdeauna, este un eveniment deosebit, dedicat generației dumneavoastră. Nu se petrece peste tot, așa să știți. Nu toate primăriile organizează o astfel de festivitate în această zi. Motiv pentru care, înainte de a spune orice altceva, aș vrea să vă rog împreună să-l aplaudăm pe primarul municipiului Petroșani pentru că fac acest lucru. Este unul dintre oamenii care acordă atenție deosebită relației cu generația dumneavoastră și pentru că, din punctul de vedere al legăturii dumneavoastră cu ziua de astăzi sau cu ceea ce reprezintă familia din perspectiva longevității acesteia, dumneavoastră însemnați foarte mult pentru întreaga comunitate a municipiului Petroșani și nu numai. Pentru că în exemplele dumneavoastră de viață există, de fapt, un set de valori de care noi toți avem nevoie. Evident că dacă ar fi să vă întrebăm ce e de preferat, să ajungi la 50 de ani de căsnicie sau să fii fericit, dumneavoastră ce ați răspunde? Amândouă! Este un răspuns corect și dacă l-ați dat cu atâta sinceritate, înseamnă că ați avut parte de așa ceva, pentru că altfel categoric n-ați fi ajuns în acest moment. Nu doar 50 de ani, ci chiar și 60 de ani reprezintă motivul întâlnirii de astăzi al administrației publice locale cu dumneavoastră, seniorii comunității Petroșanului. Înainte de a începe frumoasa festivitate de premiere ocazionată de acest prilej, permiteți-mi să-l invit la microfon pe domnul primar Tiberiu Iacobriță. Bună ziua tuturor, la mulți ani, multă sănătate și să dea Dumnezeu să fiți alături de noi cât mai mult timp și de acum încolo. Chiar dacă spunea Felicia că nu toată lumea face acest gest pe care ar trebui să-l facă toate comunitățile, acest gest de recunoștință pentru dumneavoastră, pentru modul în care dumneavoastră ați înțeles viața și o trăiți, și sunteți un exemplu, în primul rând, pentru copiii dumneavoastră și pentru noi ceilalți. Cred că este foarte, foarte important să avem niște repere solide în viață, iar dumneavoastră sunteți unul dintre aceste repere. Să stai 50 de ani împreună, să stai 60 de ani împreună cu cineva, nu e un lucru ușor. Și mă bucur foarte mult că la Petroșani sunt din ce în ce mai multe cupluri care sărbătoresc aceste evenimente deosebite. Spuneam și la o altă întâlnire aici, în sala de marmură, că se pare că noi, în ultima perioadă, vorbesc de români în general, dar și de noi, de cei din Valea Jiului, în ultima perioadă am cam uitat să ne bucurăm de lucrurile simple și mărunte și tot timpul gândim puțin așa defetist și cumva negativ, poate fi o influență a ceea ce se întâmplă la televizor și în societatea în general, însă eu cred că este foarte important să ne bucurăm de fiecare dimineață în care ne ridicăm din pat și putem să respirăm un aer curat și de ce nu de orice gest făcut de persoanele dragi nouă sau de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu neapărat de lucrurile foarte mari. Cred că viața este alcătuită și în astfel de lucruri și lucrurile mici, până la urmă, fac diferența. Iar dacă noi știm să apreciem și pe cel de lângă noi și gesturile mărunte, cu siguranță vom fi mai fericiți. Pentru că scopul nostru, viața tuturor, este acela de a fi fericiți. Și cred că acest lucru nu se poate face decât cu credința în Dumnezeu și cu iubire față de ceilalți. Spuneam tot atunci că prea mulți oameni vorbesc de rău de România, vorbesc de rău de comunitatea în care trăiesc sau comunitatea în care s-au născut. În Biblie scrie să nu-ți vorbești niciodată de rău părinții și copiii și cred că dacă începem de aici, cu siguranță vom reuși să
ajungem și la situația în care să nu-ți vorbești rău nici țara, nici comunitatea și nici semenii tăi. Încă o dată eu vă felicit pentru această performanță, pentru că este o performanță. Vă felicit pentru modul în care ați înțeles să fiți un exemplu pentru cei din jurul dumneavoastră și vă felicit pentru ceea ce ați reușit să faceți pentru familiile dumneavoastră în special și pentru comunitatea noastră în general. Încă o dată la mulți ani, multă sănătate și să rămâneți alături de noi pentru că avem nevoie de dumneavoastră. Mulțumesc! Cu colegii din presă despre șansa noastră de a ajunge la performanța dumneavoastră și de ce vreau să mă refer la acest lucru, pentru că l-am rugat pe doamnele care se ocupă de organizarea acestui eveniment să ne dea de la starea civilă câteva informații legate de ce mai înseamnă căsătoria în ultimul timp. Și la nivelul anului 2016, în municipiul Petroșani, s-au căsătorit 230 de cupluri. Și tot în acest an, 2016, au fost 110 divorțuri. Deci, într-o balanță, încă stăm relativ bine. Nu știm ce ne așteaptă în viitor, dar cert este că dumneavoastră sunteți astăzi aici, prezențe vii ale faptului că se poate. Și vă mulțumim! Se acordă așadar diploma de longevitate următoarelor familii. Ioan și Elena Adochiței, care din păcate nu sunt prezenți. Invităm cuplul Ion și Elena Busuioc. Dacă nu sunt, invităm cuplul Nicolae și Ileana Iclanzan. Gheorghe și Angelina Tunaru. Se pare că nu sunt. Vom trece la acordarea aceleiași diplome de fidelitate pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Invităm cuplul Vasile și Olivia Asoltane. Thank you.
cuplul Mihai și Terezia Chiș. Cuplul Aurel și Elena Lepan. Thank you.
Irina Buclu, Ștefan și Elena Pricop.
melodie este dedicată bunicilor și este super drăguță. Yeah.
Îți mulțumim foarte mult. Cred că merită să-l felicităm și pe domnul profesor Eugen Munteanu, care pregătește asemenea talente, care, iată, v-au încântat. Pentru că n-a răspuns la apel la momentul potrivit, există încă un cuplu care a simțit că nu i s-a oferit ceea ce îi se cuvine. Și vorbim despre familia Constantin și Violeta Dușa. Și florile și de...